în generație, în trei, sunt distruse complet. Noi apărăm în postura cea mai dificilă, aceea care nu poți să fii în stare la, când stai la masă cu ceilalți, celelalte popoare. Când ne-ai luat școala unui popor, l-ai terminat. Deci, n-ai justiție, n-ai poliție, n-ai nimic, nimic, nimic. Totul este praf făcut. Totul e praf. Totul este numai pe relații. Cine cunoaște pe celălalt, totul e aranjat așa, ca o scară de asta mizerabilă. Și atunci, copiii n-au nicio șansă, ei sunt, se uită neputincioși. Deci se uită neputincioși la această mizerie care se produce în societatea asta. Copiatul. Păi, cum să fii tu, copil, oprit de la această formă de copiere, când primul ministru copie, plagiat, miniștri, toți. Deci, ei au luat pur și simplu ceva care era făcut de altcineva și au pus în foaia lor acolo. Și care e problema? Au doctorat. Păi, da, îmi spunea cineva care are copilul în Elveția la studii, că în clasa nouă acum, de 2 ani studiază, foarte scump, dar se supune la niște reguli, deci dacă nu le întrebi, deci nu se uită la ei că părinții dau 80.000 de franci Elveție în an. Deci îi dă afară ca pe... Deci regula e regulă, îi bagă în detenție pentru orice chestie, deci așa. Și îmi spunea, spunea că pentru, la o lucrare nu-ți permiți să te duci cu trei cuvinte care să se repete, că scăutate și îți dă lucrarea, deci nici nu se uită la ea. Trei cuvinte care se repetă, domn profesor. Da, am înțeles. Deci povestea este că prin școală trebuie să facem și educație. Asta e. Nu numai informații. Exact. Educația pentru a fi corect în viață este esențial. Da. Păi noi facem prin școală, în școală facem anti-educație. Exact. Dar anti-educație nu le facem. Copiii ăștia sunt niște cocoloșiți, niște dintre. Și le arătăm că se poate face cu, cum să spun, mințind. Insist, traficul de influență și toată mizeria care se produce, se produce de mic. Copilul știe de mic, n-a putut să facă acolo, s-a zis mama, tata și-a aranjat. Când ne-a spus ministrul, a stat de vorbă, ce spune acum? Eu am spus-o cu voce în mai multe rânduri. Deci se prăbușește la o zi la alta, încercăm să salvăm, nu se poate, pentru că triada părinte, profesor, copil este exploatată foarte bine. Sistemul este deștept construit și spune, părintele vrea să fie mințit, îl mințim. Exact. Vrea rezultatele? Vrea. Copilul vrea și rezultate? Vrea. Punem notele, umflăm notele, facem nu știu ce, nu știu cum. Tot o mizerie. Exploatăm. Profesorul stă și el liniștit, că totul se poate, dăm nota mare. Și rezultatul se vede la 8 la 12. Nu, rezultatul se vede ca popor că ne-am dus din ce în ce, nu mai producem nimic. Vă rog să mă credeți, durerea mea este imensă. Produc ce las, ne vând și noi suntem piață de desfacere. Pentru că nu avem valoare. Generații care vin trebuie să ne ia locuri, să producă, să facem ceva. Nu fac nimic, nimic. Nu e cercetare, nu e nimic, nimic. Partea, vă spuneam, din vente, că de nu știu ce, care, mă rog, trebuie să dezvolți la copilul cât de timpuriu, ce să dezvolți la el? N-ai nicio șansă. Da. Da? Deci suntem doar un popor de... Educații, da, sunt popoare care ne bace. Credeți-mă că acolo ajung copiii de bani, mulți, din milioane, părinții care au milioane și își trimit copiii la studii acolo, tot pe bani mulți, dar acolo primesc și se supun niște reguli, la niște reguli. Nu-ți din aia că acolo știți că mama e cineva și eu am să fiu... Nu le vine să creadă că acolo s-au schimbat regulile și că trebuie să... De cele mai multe ori și acolo se produc rate ori. De ce se produc rate ori și acolo? Vezi, banul corupe peste tot, indiferent de nivel. Deci, indiferent de nivel, eu stăteam asta seara, de-aia când mă zbiruna, am avut și conferință cu copiii din America. Stăteam de vorbă și cu ei și în sfârșit acolo. Deci, peste tot există, dar nu la nivelul acesta cum e România. La noi totul este, de jos până sus, totul este prăbușit. Nimic nu poți face decât pe baza relațiilor și nepotismul și tot. Exact. Dar uitați-vă că în toate domeniile, și în sănătate, și există. Dar cel mai grav e că e în școala asta. E aici, în școală, unde trebuie să facă educație, să face anti-educație. E orice privești ca să facă anti-educație. Și este descurajat. La ce să învăț dacă totul se aranjează? Totul se aranjează. Dar ce să învăț? Merită să învăț. Merită. Voi n-ați gustat ce mi s-a întâmplat mie. Da.
Deci la națională, la națională, să se corecteze invers. Deci teză foarte bună, ți-o depunctează. Și teză slabă o ridică, că interesul e atât de mare ca la națională să reușească celălalt, nu știu cui, din la celălalt județ, nu știu. Este un frecuș extraordinar. Atunci e dramatic. Dramatic este și când copilul a clacat, dar asta e, știi, din păcate. Dar dramatic este când ai teza, ai teza și nu poți scoți să o scoți. Nu-ți vine să urli, să ieși în stradă. Exact. Da, deci... Să știți că încă-s practică și acum. Sigur că da. Sigur. Ce-ați pățit dumneavoastră la olimpiadă? Sigur că da. Da. Ne oprim aici. Dar sinteză n-am mai făcut. Hai să facem un pic... Ce am făcut astăzi? Am făcut așa, am făcut ce au zice. Da. Suntem că e tot ăsta, fapt, voi vreau niște probleme în zonă. Ai și tu preocupări? Hai zi-mi una. De cineva a făcut. Cercul, am făcut la... prima problemă a fost cu calculul algebric mai mult, domn profesor. Cercul? Da. A fost acolo aria, aria Pitagora. Da. Știți la prima problemă? Aria. Arii. Da. Perimetru, teorema de Pitagora, raza mică, raza mare, ier mare, ier mic, așa, am făcut probleme care te rezolvă după Heron, formula. Heron, da. Și calculul algebric. Și calculul algebric, problema aceea care s-a rezolvat cu ajutorul ecuației. Algebric. În el. A fost acolo cu radicale ce am da, da, nu am văzut. Cam asta. La revedere, dragi. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profil și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Și mie spuneți succes! Succes! Da,